Raluca Macovei a petrecut o noapte cu Fulgii, mezinul Clejanilor, dar tânărul ar nutri ceva sentimente chiar pentru fiica lui Florin Salam. E cam încurcată povestea asta, așa că haideți să vedem materialul. Domnișoare, ea zice, craci, vreau faci. Scuze, dar n-ai cum să nu-i remarci. Ghici unde am tot sângele, noroc că-s blugi larși. Tu ești clar rețeta pentru boala în care mă bag. De la 4 dimineața, unde ați fost? La mine acasă. S-a spus despre Raluca Macovei că ar fi fost iubita lui Florin Salam. Dar acum să aibă oare bucurii la băiatul Clejanilor? În ce scop ai ieșit la 4 dimineața cu Fulgii? La 4 dimineața? Dar nu era 4, era de la 12 la 4. Ați auzit bine. Sexy bruneta a petrecut o noapte întreagă în compania lui Fulgii. Da, ai ieșit cu ea pe farb la restaurant la 4 dimineața. Opa! Fulgii este un băiat cu foarte mult bun simț, un băiat foarte bine educat și crescut și a venit cu o fată la mine acasă în vizită. Cu ce fată? Cu o fată! A venit cu o fată de vârsta lui, să știi. Și tot cu fata lui Salam. Nu, cu cine? Nu, Doamne, trebuie, nu. E, n-o fi fost fata lui Florin Salam, dar Fulgii pare să fie deschis la o idilă cu aceasta. Cel puțin asta reiese din tatonările dintre cei doi de pe Facebook. Ce spun clejanii despre toată această poveste întortocheată? Înțeleg că el se tot uită după fata lui Salam, după nu știu care. Bă, nu numai după fata lui Salam. Dar Florin Salam, ce avea de zis?